Salut și eu am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu pisica și cu Mihai. Bună! Salut! What the fuck, Mihai, dă-te jos pe mașină. No. Uite cum stăm, mă, pe spoilerul din spate. Bă, Mihai, bă, tu n-auzi, mă, să te dai, te mere pitit. Bă, ai murdărit mașina. Mi-a venit mașina. Am modificat-o puțin, o știați pe mașina asta, dar am modificat-o, bara din față e modificată și e mult mai șmecheră. Și tot body-ul e modificat, de fapt. Body? Are body? Are body. Ah, de drăguță, ca la bebeluși. Dar se vede ciudat când merg din first person. Se vede creepy așa, da. Hai să intrăm în mașini. A, uite-l mă, și-a luat lowrider-ul. Da. Tu crezi că te poți ține? Ia ziceți mă cu fițe, mă, băieți. Eu mi-am luat mașină de curse ca în NFS, adică nu știu ce să zic despre voi. Mă, asta a rămas o mașină folosită și na. N-a zgâria matul. Au, nu! Mai ai grijă. E rasă. Ai grijă ce faci, da? Vine GTA 4 pe tine. Doamne, claxonul ăla. Așa, și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place această serie și vreți să facem episoade în fiecare seară. Avem o treabă aici cu FIB-ul, din ce știu, adică FBI-ul. Nu știu exact ce treabă, dar rămâne să vedem. Treabă de-aia imensă. Treabă imensă? Da. Ăștia, deci ăștia băieții ăștia sunt de la FBI. Sunt răi. Ne-am luat pe la spate. Sunt răi. N-a sunat bine. Sunt agenți secreți ăștia. Și aveam o întâlnire aici. Acum o să fie agenți mulți. Da, sunt foarte mulți. Misiuni cu FBI n-am făcut niciodată. Nu-l văd pe Max unde e. Sunt afară, sunt afară. Dar încă mai vin băieți. Și vedeți că toți sunt îmbrăcați la costum? Take out the professionals. Hai, mă duc. Take out the professionals. A, ăștia sunt agenții secreți, James Bond. Da. Try hard wannabe. Îmi pare rău, dar nu prea sunt James Bond ăștia. Sunt cam... Cam ce-ați făcut băieți? Ci că ăștia sunt profesionals. Dacă ăștia sunt professionals, ăla și erau. Momeală. Olo. Mișcă verdele, bulinuță. Trebuie să prindem documentele la FBI. Documente, tată. Repede. Au făcut documentele pe cere. Vă fug documentele, mă, care, după ele. Care fura, mă, documentele? Bu, dă, bă, documentele, bu. Care e, mă? Care ăsta e? A pierdut documentele, le-a, te le-a scăpat pe jos. Ia că, cu ea căzut bara? Cred că-l pisică a căzut bara de la mașină. Ce bara mi-a căzut, măi? Care bara? Ce e bara? Așa. Bara de la mașină, o văd pe jos. Nu a? E, nu e a mea. E a lui ăsta din față, what the fuck, i-a picat bara cu tot. Spoilerul de față. Număr la mașină. Hai facem o cursă? Tu crezi că te ține? What the fuck? N-a vrut, mi-a alunecat mașina. Da, 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 sigur. Da, oricum, deși am făcut accident destul de mare, mașina nu s-a buțit aproape deloc. Și îmi place chestia asta, la când ai armură full, se strâmbă foarte greu. Se strâmbă foarte greu, da, da, da. Arată, zici că n-are nimic. Și eu mă deliver the documents to Madrozo's house. Ah. Chestia asta e destul de simplă. Putem să punem pe hard misiunea asta, cred. Vrei să le încercăm pe hard acum? Da. Să știi că... Bine, faza e să nu murim, știi? E singura chestie nasoală la faza asta. Și știi cum e faza aia? Random headshot chance nasol. Și ce dacă? O să fie un challenge. Miserite. O să fie un challenge mai mare dacă le băgăm pe hard, zic eu. Dacă bag viteză repede, repede. Opa. Mamă, dar ce slalom ne-a pus să facem pe aici. Mai ales eu cu lowrider-ul. Frate, tu cu lowrider-ul nu știu de ce ți-ai luat lowrider, că... Mă distrezi teribil cu drifturile pe aici, n-ai idee. Cred, dar ți-a foarte mult să ajungi unde trebuie. Stă spatele vostru cu... Post remedy. Fuck. Băi frate, cum merge AI-ul ăsta? N-are nicio treabă. El are prioritate, el nu se asigură. Da, uneori frate, intră în semnal. Da, intră în tine. Ai zice că merge drept și deodată trage volanul și intră în tine. Da. Fără nicio logică, fără nimic. Pe autostradă mă scoate din sărită când pățesc asta, știi? Da. Opa. Că bag viteză repede pe aici și ajungem imediat. Mamă! Păi mai aveți 50 de metri, nu? Și deja am ajuns. Sim, da. Am ajuns. Pisică! Ce ai făcut? Ai făcut accident. Hai, uite-mă! Bă, dar unde e aia? A, uite-ți. Verde. Verde, galben. Galben toată ziua, da. Hai mă, Madrozo, ia de aici. Ia mă documentele. Și ajungem. Bă, pentru cât de scurt a fost, a plătit bine la bani. Ție ți-a arătat, mie nu încă. Ia, acum mission pass. La noi am văzut animația aia. Ah, da, ia.
Vreau să fac și eu level 100. Mă interesează să fac level 100. Bă, să știi că a plătit bine. Pentru cât de puțin a durat, da, chiar. Faza e că am făcut kill-urile alea. E mișto că... Da, las că o să le băgăm pe hard de acum. Dar e mișto că putem să selectăm imediat următoarea. Dar uite, vezi tu de aici, de exemplu... Am făcut-o grab your balas. Grab your balas, aia vrei să o faci? Da. Ok. Grab your balas. O băgăm. E greu să nu zici ceva greșit. Grab your balls? Exact. Ce frate, balas e o gașcă de-asta din GTA. Hard, da? Da. Nu există și very hard? Nu există. Nu. Băgăm pe hard. Un banc pe tema de Paște și îmi scapă cum era. Bă, tu n-ai intrat. A, gata. Era o tipă care spunea ceva la tip și zicea tipul că a venit Paștele și a dat un răspuns de la foarte neașteptat, dar comic, știi? N-am scapat. E o poză cu... Am văzut! Ai văzut? Suntem în gașcă, în gașcă, uite, în cartierul. Uite, în stânga. Da, suntem în cartierul lor. Uite, aici. Uh-huh. Aici unde muncea? Am văzut! Trebuie să-mi schimb și arma. Pisica, ce faci? Ia uite-o, mă! Tu vrei să te calc? Să mă, când mă omor, ai grijă. Na, nu te omor. Eu ți-o fura Mihai mașina. Pleacă Mihai, nu! Pleacă Mihai, nu! E mașina mea. Amă, dă-i mașina că plânge. Eu vreau. Dar de ce? Ia uite-l, bă, s-a urcat. Ce faceți, mă? Ce faci? What the fuck? Ar să mă spate și nu mi-a ieșit. Doamne, ferește. Ok, avem un o afacere aici cu balaz, aparent. O să fie balaz morți în curând. Cred că știu ce trebuie să facem. Oh my god, ce e aici? Cu de toate. Băieți, ce faceți? Opa. Ia de aici. Ia de aici că n-ai servici. Ce mă, n-au nicio șansă ăștia, ci că-i pe hard. Gata? Stai puțin, că e un punct acolo. Bă, da. Avem un singur team live, deci o singură dată avem voie să murim. Zi, mersi. Fuck. Careva? Nu. No. Collected the track. Ah, trebuie să-l ajutăm pe Mihai că duce o mașină. Pardon. Și vedeți că sunt mulți ăștia la, cu mașini verzi care vin spre noi. You got to protect me. Băi, băieți, băi. Dar ce le-am furat? Tot la Madrozo e, vezi? Yeah. Bă, lasă-l pe Mihai în pace. Îmi place camionul ăla. Nu crezi și înăuntru. Poate dacă te izbesc reușesc să-l deschid? Bă, l-am evitat. Că mi-a tăiat rău fața. Știu, am văzut. Mă, mie că l-am oprit un perete la lateral. Surprinzător, frate, n-a nimerit niciunul în mine. Adică, am și mașină decapotabilă. Și niciun glonț, frate, ce... Dacă tragi tu primul... Mam. Unde să ai? Aulă. Uite frate, nu mă nimeresc ăștia. Dacă tragi tu primul, da. Mereu. Le sare barma din mână. Au emoții. Ia apucă durerea, știi. Ce frumos. Eu merg invers acum cu spatele. Nu știu dacă știi, în Fast and Furious era o scenă de asta în care tipul ăla își întoarce mașina invers. Să fac eu în The Crew de câte ori vrei. Și conduce invers. Da, lasă, că și în jocul ăsta eu pot să fac. Da, pe conduci cu spatele și pe aia te întorci. Și pe aia te întorci imediat cu fața, da, da. Deci mi s-a părut genială faza aia și de fiecare dată când am ocazia și în GTA și asta o fac. Oh, vai. Ce să zic. Ia uite-l, mă. Păreule. Da, sau mai era o fază, dar nu știu dacă poți să o faci în GTA. La începutul Fast and Furious, sunt două mașini care se bagă sub un camion. Ah, da, au atât faza aia. Frate, dacă ar merge... Ai spațiu, dar ai un perete invizibil și nu te las. Mamă, deci dacă ar merge, mi s-a părut, întotdeauna mi-a plăcut chestia aia. Să te bagi sub un camion și să mergi odată cu el. Merge în The Crew, parcă faza. Și dacă ai viteză suficientă, nu văd de ce nu, adică... Chiar. Cu aventadorul treci lejer pe sub un camion de la. Dacă trebuie să-l aștept pe Mihai, că nu știu unde e. E lent ăsta. Nu, că dacă mai vine aia în spatele lui, o să moară și de asta zic. No, nu, nu mai vine nimeni încă. Nici vine? Da. Dar se mișcă
La fel de repede ca un dric ăsta. Să ne lăsați în comentarii idei de challenge-uri și chestii pe care să le facem în GTA. Și eventual în episodul următoare o să le încercăm. Ce chestii ne mai sugerați și voi pe acolo. Am văzut o cutie. Ce e asta? Ai văzut o cutie? Din GTA, din CSGO? Da, da. Fă un case opening. Opa. Hai să vezi ce le fac la ăștia pe autostradă. S-a apucat Max să-i pupe pe toți. Am intrat în cutie. Ce? Ce? Am băgat în cutie. Eu m-am dus la Iran. Vine un container de ăsta de sucut în față. Mă distram cu ăștia pe autostradă, dar stai, nici că tai drumul. Excelent asta. Mă, dacă asta era pe timp, era o problemă, zic eu. Dar nu e pe timp. Uite, vezi? Da, da, da. Ești pe hard, știi? Ești pe hard și îți plătește foarte bine pe hard, în ce știu. Da, de obicei. Uite-te, Maxa, mine. 25. Unde? Uite-te în partea asta. Uite-mă. Ai intrat într-un container, da. De-l găsești pe vapor. A. Ia încearcă să ieși, să apeși F, să vedem dacă te scoate din mașină. A, te scoate în față. Și poți să intri înapoi? Da. Poți să intri prin geam, pe unde intri? Nu e problema ta, am făcut o magie, sunt vrăjitoare. Hai. Taram. Da, vrei să fii sigur, nu? Da, da, da. Sunt greu ce alte misiuni mai găsim, vreau să găsim niște misiuni interesante. Faza e că toate sunt așa mai simple, că toate ți le dă random, știi, asta e faza. Pe normal îți plătea puțin, am făcut level. Mai am foarte puțin, următoarea misiune fac 79. Și la 80 îmi dă ceva? La cât îmi dă sniperul ăla heavy, că-l vreau? La 90, cred. 90. Da. 90, frate, e o grămadă. Death from above. Nu l-am făcut nicio. Nicio. Death from above? Da. Uh-huh. Și ce zice acolo? In his full, Ne parașutăm și cred că trebuie să trezăm la el pe casă. E unul care e baricadat în mansion-ul lui. Cred că trebuie să jucăm stealth, să nu notificăm bodyguards și poliția, dacă am citit bine. Păi zicea că trebuie să ne parașutăm la el, probabil pe acoperiș. Pe acoperiș și jucăm silent. Da, da, da. Păi aveți amortizoare, da? Da. Da. Aproape la toate armele. Da, și eu mi-am pus. Adică nu văd un dezavantaj. În alte jocuri, da, mai zic, poate e dezavantaj, dar... Și la CSGO. Se duce glonțul diferit. În jocul ăsta nu e. Hai să-l aștept. Mihai, a intrat? Da. Stai așa o secundă. Să fac eu niște setări aici. Până să fie zi. Vrei să fie zi? Dacă nu-i default. Păi da, dar mă gândesc că dacă e pe timp de noapte, o să fie... Nu cred că are legătură. Nu? Cică, parachute in, fly, or I don't know, anything. Oricum. Camera lock non, heavy revolver, nu știu ce, confirm... Ah, a intrat Cosmin. On call. E joining, hai că îi dau și să joace și el. Da. Farze că... Na, am pus pe hard? Na, e pe... Vreți pe hard? Hard, nu da? Nu știu, că n-am făcut misiunea asta. Las-o așa, hard. Ok. Faza e că dacă unul dintre noi moare, păi nu ne mai putem respona. Da. Nu ar fi o problemă, adică doar să nu murim. Nu, să zic că moare, dacă moare Cosmin, să zic, păi noi nu mai avem nicio viață de responat, știi? Da. Dead from above, ia să vedem. Unde Dumnezeu mi-a dat mașina? Da, mașina e la stradă aici. Și zice, go to the mansion. Deci, noi acum putem să luăm mașinile sau să luăm un elicopter. Eu zic, mai bine mergem și luăm un elicopter cu toții. Cineva VIP? Da, n-ai cum o misiune. Da, misiune, iauzi. Pegasus. Cred. Hai, veniți pe mine. Frogger la Pegasus. Dar cum cu parașutele, zic eu. Nu? Nu știu. No, e foarte aproape, cred că pierde mai mult timp. De fapt e aici, lângă noi. Da, da, da. Da, dar ziceam că ne parașutăm, da. E obligatoriu. Hai să vedem cum merge prima oară, dacă dăm fail. Deci trebuie să fac liniște sau cum? Da, trebuie să mergem încet, cică. Go to mansion, când ajungem acolo, zice. Asta e, frate. Au bodyguards la ușă, uite. Ce facem? Trebuie să jucăm stealth sau nu? Hai să ring gardul, mai go to the mansion. Păi dacă intru înăuntru, ce se întâmplă? Stai așa, ia veniți după mine. Hai să găsim o intrare care să nu da, asta zic.
Și după aia îi ciuruim noi dinăuntru. Uite, vezi, dacă aveam un elicopter, acum era mult mai ușor, da. Uite ce pereți înalți, uite, să punem aici. Mașina ta, da. Lasă acolo. Nu știu unde e Cosmin, să duce și... Stai mă acolo! Nu aici, e prea mai în față. Dar n-ai cum. Știi ce fac? Stai așa. Aici. Uite aici, poate. Meriwether. Meriwether, stai așa. Ah, da. Stai să văd dacă îmi răspunde. Helicopter pickup. Hai să văd dacă pot să aduc un Meriwether încoace. N-ai zis să te parașutezi, acum m-am prins. Da, pentru că au bodyguards peste tot. Vine Meriwether? Da, vine. Ah. Your location is not good. Ah, deci mergem. Ei, mă. Pardon, scuze-mă, Mihai. M-am dat peste Mihai toată poliția după mine. Toată. Serios? O stea. Nu avem nici. Da, și. Uite, get the hell out of here. Încercăm guns blazing? Hai. Hey. Băieți. Mamă, cât sunt înăuntru! Ia, lasă-o vin. Nu vreți să vă duceți acolo, credeți-mă. Ba, vreau. Bine, cu curuma, da. Doar că... Aoleu, a dat alarma! Și pierdem? Sau ce? Nu cred. Te-ai caut de target, auzi. Ținta e acolo, o vedeți, da? Mamă, ce mașini șmecheri are asta aici. Uite, are mașina... Nu văd target. Faza că vine poliția după noi. Urcă-te aici, Max. Să-ți fac da, curuma o să fie... Curuma e necesară. Ai găsit targetul? În casă! Încă e... Valeu, câtă poliție ești nebun! Mihai, unde ești? Pe aici, încerc să nu mor. Încearcă să intri în curuma noastră. Unde sunteți? În casă, la eu să... Vezi, nu te duc în piscină. Eu sunt în spatele casei. Păi tu știi câtă poliție e aici? Vai de mine! Uite-l, uite-l, ăla e? Nu e ăla, e sus, uite-l. Vine să mă spune că mor, cred. Ăla e, mă. Gata. Kill the target. Da? Mai e unul, cred, în afară de ăla. Hai, Mihai, intră înăuntru aceea că... Închide ușa! Închide ușa, bă. E frig, mă, îmi trage curentul. Fotograf de bune. Trebuie să facem poză. Aolo. Merge să sunăm... I-a făcut poză, Cosmin! Hai să mergem. I-a făcut poză, wow, bine și Cosmin. Cosmine, ce skill de poză ai! Bă, a venit SWAT-ul după noi! Au dat alarma, nu veni să cred că au dat alarma. Dacă n-aveai curuma... Unde mergem să ne ascundem? Am eu Frogger-ul, mergi la aeroport, că luăm elicopterul și fugim. Pune-mi aeroportul. S-am pus. Ăla am eu deja spawnat. Ok. Dar aș putea să sun la Pegasus, să iau altceva cu... Ai grijă când ieși. Mi-am dat scap de poliție, a mers. Savage. Ai, du-te. Întoarce, du-te înapoi, nu mai scoate. Pe bune? Da, vezi cu lăsă. Oh my god. Bă, Mihai, bă, ești lângă surprize. Magie. Să nu încerci, de ce să nu încerci? Nu mă așteptam să meargă Lester, pe bune zic. Adică chiar nu mă așteptam. În misiune cel puțin? Mă prinde iar poliția, de am ce? Am scris-o. Hai, lovi ceva, fugi. Fugi? Te prins iar. Sun eu la Lester? Nu, pot să sun eu. Încearcă dacă merge, dar... Dar fiecare... ce, frate, dar n-am voie să dau peste nimica, că n-am omorât oameni sau ceva, lasă-mi... E mașina wanted, știi? Și cred că țin minte, nu sunt sigur, o perioadă. Gata, du-te fără să lovești nimic. Da. S-ar putea să te ia imediat cum ajungi lângă ei. Ei au dispărut lor. Că e destul de găurită mașina, adică dacă tu mergi cu mașina asta pe stradă, sigur o să te ia poliția. Au să zic, domne, așa am vopsit-o. Da, cu toate găurile astea de... Da. Da. Hai că merge, nu mai e nimeni. Dă-i tare, dă-i blăniță. Doamne, cum arată mașina. Te chinuiai să scapi ceva de poliția aia, pe bune, fără Lester, știi? Sunt curios câți bani ești de la misiunea asta. Că a fost destul de greuță. A fost pe hard, îți dai seama. Tu îți dai seama dacă ne parașutam înăuntru, cred că eram morți. Pentru că... Nu, cred că nu trăgea nimeni din noi și puteam să mor în targetul silent, dar după aia venea toată lumea după noi. Fai. Știi cum era acolo afacere cu un bază? Oare chiar puteai să-l faci... Ba, bază, dar chiar... Cu elicopterul ăla nou. Chiar puteam să-l facem stealthy, crezi? Fără să alertăm pe nimeni și să fugim de acolo fără să știe nimeni? Să dai headshot la ăla, la target și să reușesc să scap în viață? Aș da retry și să-l sniperesc din elicopter. Na. Și pe aia să-i fac poză de sus și să plecăm. Cum ar fi? Deci la televizor, știi? Dar cine-i madrozul ăsta până la urmă? Mare baștan. Mare boss?
Da, e boss de boss mafiot? Yeah. 12.000. Ready to play. Da, nu, nu poți să-l oprești, după ce să pun 8 oameni... Era, da, după ce intră oameni, îți intră timerul, știi? Și ai trecuse timerul, nu știam că l-a vrea să aștepte pe cineva. Poți să dai extend un singur minut, după aia nu mai e. Dar nu e niciun minut, 30 secunde, da. Vă da vorbi. Așa. Nu vă întreceți. Nu. Nu. Hai, luați-vă repede mașini. Iarăși am insurgentul portocaliu, nu, nu poate. Nu, că toată lumea ia insurgent tot. Vreau eu să-mi iau portocaliul ăla, vreau eu să-mi iau galben. Ia uite-i mă cum au plecat, mă. Uite ca băieții răi. Mamă, ce nebun e asta? Ai mers. Bun așa, bravo. Da, frumos, ne-am dus așa bine. Ăla s-a dus să schimbe insurgentul. Oh, no. Deja? Mare. Da, lasă-l în pace. Nu trage cu flare-uri. Am văzut. Dar n-are ce să ne facă cu flare-urile. Eu trag cu flare-ul la ei acolo. Ah, l-am lovit pe unul. Dar n-a căzut. Câți mai sunt? Sunt 4, nu? Sunt toți, sunt toți. Toți? Sau? E minus 1. Da, unul s-a sinucis. L-am călcat pe unul. 2? A, nu. Nu, ăla e. Nu e de la noi, nu? L-am călcat pe unul din ei. Fatu. Aolo! Vedeți când îți schimbați insurgentul la capăt? Că puteți să muriți foarte ușor dacă vă nimerește cu o rachetă în capăt. Deci nu vă bazați pe faptul că sunteți în capăt și sunteți în siguranță, că nu. Mamă! Trebuie să duci foarte mult în spate. Ia să vedem. Ce faci, băiete? L-am călcat. Ok, deci am călcat pe doi. Acum mai am călcat și eu pe unul, l-am dat jos. Mai sunt încă doi. Da, am șansa să bubui și eu. Eu nu mi l-am schimbat, nu mi l-am schimbat. L-am stors pe unul. M-am urcat sus, l-am împins. Aolo! Mamă, cum a trecut unul. Da, acum trebuie să-mi schimb eu insurgentul fără să mor. O, cum am trecut razant pe lângă el. Eu am căzut cu rutițele în sus. Mandajul s-a lovit un stâlp și a căzut așa magic. Și care-i faza? Noi avem 4 minute să-l omorâm. Că dacă nu câștigă el, cred. Ce mă, ne urcăm sus și... Ce mă, băgăm mortul în casă, hai. Da. Pisica că ai pusă pe treabă. Dar ce facem, bă, aici? Ne prostim. Băi, frate, am ajuns acolo. A reușit. L-a luat? Da. Nu cred. Ba nu, l-a omorât. Nu, l-a omorât pe ăla nostru. Mamă, cum bubă e pe lângă mine. Ah, aproape căzut. Dar cum l-a omorât, mă, pe ăla nostru? E unul sus acolo. L-a luat, bun. L-a făcut. Ce faci, Max? Bun, du-te, bă, de aici. Ia uite-l, mă, să punem fața mea la rampă. O intenționa că s-a terminat rândea și câștigasem. Sper să nu iasă ăștia să oftice, că au șansă, frate, ai șansă. Toată lumea are șansă să câștige, până la urmă. A ieșit unul de la ei. Știu, asta înainte. A, a ieșit înainte. Și era înainte să-și pornească. Erau 4. Păcat. Hai, n-ai ce să faci. Sper acum, doar să continue. De la noi unul ar fi echilibrat, dar sper să nu iasă nimeni, de fapt. Așa. Bun, acum suntem noi cu RPG-urile. Acum bă, acum. Măcar dacă jucăm două runde tot m-am distrat, adică... Da, tot e bine. Da, să jucăm și runda asta întreagă. Hai. Mi-a dat să-i văd burtica lui Max. Așa mi-a pus. A, vedeți să nu cădeți. Dacă săriți aici e cam grijă mare. Poc! Și să nu trageți foarte aproape de voi, că muriți, aiurea. Haideți, băieți! Treci prin fața la unul. Oh, wow. Sări sincronii, vezi? Da, am văzut. Ce faci, mă, Mihai, mă? Ce făcut? Eu ți-am zis tot să nu tragi lângă tine, da? Am tras lângă mine. Chiar lângă tine ai tras. Am tras fix în buza aia de jos, mai avea un centimetru și trecea perfect. Am vrut să trag în aia jos când a aterizat, am vrut să-l nimeresc. A, ți-am zis, acum e egal, 4 la 4, nu-i problemă. Oh, ce faci, tătică? A păbuit unul? No. E frică. Ce sară ăștia cu mașinile pe lângă noi? Sunt mulți jos. Trage unul cu flare de jos, sau mi se pare? Băi, unul care a ieșit din mașină și e jos, ce face ăla? Da, e... Se distrează omul. Vezi grijă! Wow! Nu, ridică-te! Da. Ho! Vedea să sar după el să-l fie. Cum ar fi să poți să te duci lângă el să se prinde? Da, să-l iei de mână. Vezi că sare încă unul pe acolo? Poc!
Din aer! Bravo, mă, bravo. Ce frumos l-am luat pe ăla. Mamă, ce nebunie totală. Aveți grijă, grijă, grijă. Trebuie să calculezi să tragi înainte să sară. Știu. Ia să vedem. Ulu, cum sare Rosaliu ăsta. Am văzut. Sărăcutul. Ăla albastru, mă. A murit unul de-al nostru. Nu știți ca mine ăla, cred. Ăsta e... Opa. Aha. Opa. Uite jos, uite jos. Uuuu, Max, oh my god. Ăsta e al doilea pe care le iau așa. E al doilea pe care le iau așa. Cât de profesionist. Păi, ești nebunia a doua oară când îl iau pe unul așa. Jos acolo? Nu, exact când sare. A, în aer. Ia uite, așa i-am dat-o și lui ăla. De-aia au făcut high five în aer. I-ai dat două lui ăla, încă una. Acum. Ah! Schimbă insurgentul? Da. Oh my god. Nu sunt umori. Da, știu, asta mi-e frică. E nasol rău de tot faza asta. Mi-aduce aminte de Soldier din TF2 cu AG-ul ăsta, când îți tragi la picioare și sari sus. De unde vine ăla? De aici, din partea mea vine. Fuck. Bravo, frate, eu mor pe toți, what the fuck. Băi, care e bun. Băi, l-a lovit și pe ăsta, nu? Da. Ce profesional. Le calculez, mă, le calculez unde se duc, uite. Bă, și pe ăsta! L-ai lovit. Da. Calculează, frate, eu dau și eu așa. Și eu încerc să le, dar e greu să le estimezi unde se duce, știi? Nu mai am aghiul? Era să cazi. Am văzut. Schimbă ăsta, insurgent. Iar schimbă. Ce mai aștătic! Nu te văd de profesionist. Max, pe killing spree azi. Frate, de noi am rupt pe toți. Din echipa adversă, n-am făcut niciun kill sau altul. Aaaa, what the fuck? Uite, acum 4 kill-uri. 4 kill-uri, atâta. Bă, ești nebun. Sper să nu iasă. Ei, oricum a fost distractiv, da? What the fuck, pe bune? Îmi plăcea că le trăgeam exact când săreau. Fix când săreau, poc, le dădeam una. Da, că dacă tragi puțin mai în fața lor și mai calculat așa, sunt ușor de nimeri, dar... E riscant și când faci asta, știi? Că dacă vine în fața ta și tragi, te aruncă explozia, știi? Și mori. Acum suntem noi cu insurgentul. Din nou. Am de gând să-mi iau verdele de canal. A, dar stai că-s 4 runde. Frate, portocaliu meu! Iar începe, frate. Nu, frate, mi l-a luat! Oh my god, Darius, what the fuck? Spune, Darius, uite că e culoarea mea preferată și o să mă supăr. Nu e culoarea mea preferată, dar oricum nu am eu portocaliu, dar am femeie. Dar toată ziua ești cu portocaliu, arme, portocaliu... Așa mă, așa mă dă de obicei, mi-a explodat... Și după aia, aaa, vai, dar... Nu e culoarea mea preferată, a murit... Opa, s-a sinucis. De la ei? What the fuck? Atra, am făcut ca mine. Mie mi-a dat una și am explodat, mi-a explodat sub roți, dar sunt ok, nu-mi schimba. Da, nu m-a fix în bot. Ce faceți, mă? Vezi că muriți dacă stați așa. Ei, da, da. Nu, că mai trage decât una frontală. Dacă mai primesc una, mă o să schimb. Ăla e sus acolo, tu-l vezi? Aolo! Dă-i drumul, dă-i drumul! High five. Trebuie să fug repede, că explodez. Du-te, pleacă, Max, că tu ești speranța acestui. E, da. Nu te-mi pisici, că așa e! Mă, cum, frate? M-a nimerit, exact, exact la sfârșit, ești nebun. L-a căzut, trebuie să schimbăm mașinile. Aveți grijă. Trebuie să le schimbați, pe mine m-a nimerit de vreo 4 ori. Și la sfârșit, bă, m-a luat urât rău de tot. Grijă. Cum pot să văd și eu camera normală? Vă. Mi-arată cinematic. Așa, ia că mă uit la Mihai acum să vedem ce facem. Bă, dar nu mai sunt de la ei foarte... A, ba da, sunt nu 3. Nu mai sunt 3? Nu l-am văzut pe al treilea. Îmi ieși piciorul să-mi bag. Oh, frumos, da. Frumos. Dar vezi că dacă rămâi acolo sus... Eu așa am făcut, am stat acolo sus prea mult și-au tras în mine. Ești roșu? Aveai insurgent roșu, mă? Mihai, dai drum de acolo. Am plecat, nu vezi? Da, eram la roșu. Eu te-am văzut. Sunt atât de tristă. Bași prea multă viteză. Frate, ăsta stă aici, uite-l unde stă ăla, sus acolo, sus pe pot. Păi dacă te pui pe chestia aia, oricum, ăla oricum de acolo nu poate să tragă. Și dacă te pui pe chestia aia... Păi să tragă mine în spate, să bubuie, că e... Ce, ăla nu poate să tragă din gardul ăla, eu nu cred. Păi dacă nu are arme, dar zic cum ajungi tu acolo, poate să termină... Îi tragi cu flare-ul, te duci sus la el și dai flare și arde. Arde.
Uite cum arde. Sar prea tare, pișca, sar la maxim. A lovit cu boticul. Să mă uit pe Mihai să văd ce facem. Ce... S-a urât, aha. Ce-a făcut ăla, mă? S-a urât. A comis-o. Mai sunt doi. Da, ăla, tipul ăsta care... Încerc să mă opresc aici, sus. O, e mult prea tare. Ce Dumnezeu lui faci? Cine eu? Și a intrat unul în mine. De no? La... A, stai rău de tot, Mihai. No, no. Ce faci acolo? Ridică-te. Încerc, dar nu vrea. Gata. Fugi, 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 fugi. Lol, what the fuck? Handbrake. E ăla care stă acolo pe margine, vezi ce șmecherie? La trage? Da. Cred. Ba nu mă, că n-are cum să-și arme. Ia, calcă-l pe ăsta. Calcă-l. Așa. Așa, Mihai. Și. Dă-l jos, dă-l jos. Dă-l jos. Hai, Mihai. Aia-i. Toată baza în tine, bun. Și dă-i foc lui ăla, dă-i foc. E vere. Ia foc. Oh my god. Ce face ăla, mă? Ia pune tu insurgentul acolo. Ce ai făcut, Vere? Ce ai făcut, Vere? Bă, s-a dat jos Mihai din mașină. Ce ai făcut, Vere? Credeai că dacă ajung sus și îți dau foc... De ce, mă, ce s-a gândit? Bă, foarte deștept, mă, știi? Zici, bă, ce să fac eu? O să mă ascund. De ce dacă pățeam asta, ieșeam? Frate, deci a fost prea de tot. Deci a fost prea de tot fază. Da, trebuie să ajungi acolo sus. Dacă ajungi acolo sus, ai câștigat runda. Că ții lansator și îl rupi chiar dacă se ascunde dacă acolo. Dar te dai jos, așa cum am pățit eu. Că mai rar să se găsește unul să pare la inteligentul că stau acolo, nu se întâmplă nimic, că nu se dea jos din insurgent, știi? Țeapă. Mamă, frate, ești nebun. Ah, trebuie să nu mă mai omor, da? Nu mai fă greșeala aia ce ai făcut. De ce nu mai trag în jos? Nu mai trag în jos, de jos. Da, da, da. Pe sus. E riscant, e prea riscant ca să merite, nu săriți aici. Bă, dar pe mine ce-ai făcut? Bă, a ieșit unul de la noi? Ca leșinat. Darius. Nu. Darius e acolo? Da, mi-a părea... E aici, vezi că vin ăștia. Vezi că vin din partea cealaltă, am prins mai mulți. Nu știu. A, ba nu, uitați-vă pe hartă ca să vă dați seama de unde. Portocaliu, ce-ai făcut, tată? Aoleu, aoleu, aoleu. M-ai făcut lăguit. Da, are lag rău de tot. Aveți grijă. Băieții cam. Să vă uitați constant pe hărți. Pe hartă. Da, constant. Sunt noi. Sunt noi câțiva care schimbă insurgentul. Aici. Ăsta acum când sare. Ai, l-am nimerit. Da? Doamne, ferește cum se vede la mine. Aveți grijă, doi într-o parte, doi într-o parte, da? Da. Oh my god, cum l-a nimerit. L-am luat și eu. Da, da, aveți grijă când îl trageți în aer. Vine unul pe rampă. E jos. Sunt jos sub noi ăștia. Frate, asta. Vine unul pe rampa de aici, vine rampa de aici. Bă, cum îi nimeresc exact când sar pe rampă? L-am lovit în aer. Bun așa, frate. Încă unul. Băieți, trebuie să mă atingem prima asta. Aveți grijă, aveți grijă. Nu trebuie să pot stai să mă atingă. Oh my god. Frumos, frumos. Arată rampa. Am văzut. Rampa de aici, rampa de aici. L-am lovit. Încă unul. E ok. Frate, a murit unul de la noi, bun, e pe jos. Da, l-a lovit. Gata. Darius Justin la tine. Vedeți că pe două rampe față. Asta iarăși ratează rampa, frate, ești nebun. Săracu. L-am lovit amândoi? Da. Mi s-a părut. Da, l-am lovit amândoi. Runda asta mai trebuie să mai câștigăm, băieți. Și e gata. Ia uite-l, mă. Sunt tot sub, da. Eu nu trag sub noi. L-a omorât pe al nostru? Nu. Pe al lor, mai sunt doar ei. Aha. Am tras, am vrut să... Da. Da, și eu. Oh my god. Oricum îi rupeam. Bum. Hai că mă uit la voi. Hai, Mihai, mai sunt doi. Mine, că eu nu prea știu să trag. Știi cum tragi? L-am dat. Nu! Am tras amândoi. Nu, Mihai a căzut. La nebă. Hai, mă, serios. Am tras în el și am continuat să fac. Dar nu știu să trag eu nici măcar nu nimeresc. Ia-te-l pe ăla cum stă. Bă, frate, uite cum stă pe margine. Dă-te înapoi, tată. Hai, mă. Eu zic că o comite singur ăla. G-Battle ăla e ăla care nu nimerea rampa.
seria? Cum să nu nimerești rampa? Ia uite ce frumos. Bă, pisică, bă, bă, pisică. Ce-i pisica? Ce că ea nu nimerește, nu. Nu nimerești. Nu-mi place să rămân singură, că nu-mi place. Păi n-ai rămas singură, mai era. Și am câștigat, bă, și ne dă bani. Chiar ne dă o grămadă. Mamă, câți bani. Și ziceam că nu ne dă nimic, a? O, bine, Shami, hai! 7200 RP. Băi, ești nebun? Ne-a dat chestii, adică noi ziceam că nu ne dă. Nu, îți dă, îți dă, dacă, da, pentru că au ieșit atunci... Yeah. Bă, cât de șmecher a fost! Forță! A fost prea șmecheră runda, adică runda, match-ul ăsta de RPG vs. Saints Row. Cum trebuie, uite, vezi, n-a ieșit lumea. Da, asta-i faza. Bun. Asta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!